în viitor, dacă vei avea vreun partener al tău, copil îl va accepta? Da. Voi alege partenerul pe care să-l accepte el întâi. Ce cauți în noul bărbat? Nu-mi stă capul la așa ceva, nici nu m-am gândit vreo secundă la ce cauți, pentru că nu mă interesează deocamdată. Deocamdată n-ai spune nu unei relații sau... Ai spune, da? Nici nu știu cum să-ți răspund la întrebarea asta, că nu mi-atrage atenția nimeni din niciun punct de vedere, decât sunt prea focusată pe muncă și pe Alvin și nu mai... Nu, efectiv, nu mă gândesc, nu mă uit la nimeni cu niciun fel de ochi. Nu mă uit cu alți ochi decât cei de business la cineva. Nu, trebuie să fiu, să mă pun eu pe picioare, nu mă interesează partea asta, deocamdată. În schimb, ce nu ai acceptat trecând printr-o relație și știind ce nu ai mai vrea să mai accepti, ce nu ai vrea să ai bărbatul de lângă tine? Deci nu accept niciuna. Trădarea, înșelatul, deci infidelitatea nu accept, și îngrădirea. Consider că doi oameni nu trebuie să îngrădească, ci trebuie să se susțină și să construiască.